Da, bă, și acolo la Predeal, până la urmă a venit să mai adus niște firfirici în cutia Milei. Așa. Dar n-aveam nici bani de țigări. Dar nu te dă băuturile, că ea e de-aia credincioasă. Nu vrea fratistul să băuturi. N-aveam nici bani de țigări. Eu fumător, Mihai la fumătoare, mamă. Ăia pe acolo nu prea ne dă țigări, mai... Am reușit eu să cer cu împrumut la o fată, Dumnezeu să o... Să aibă grijă de ea. Fata se vedea că e studentă, dar se mai dă reclasă la cap. De fapt, absolvise o facultate, aia ne-a luat un pachet de țigări. Și după aia a trebuit să vină și Sevi peste câteva zile și ne-a dat niște bani. Mai normal, așa, știi? Ăla e mai normal la toate. Față de sora mea, asta e dereglată, rău. Cum? E dereglată. Pizda e dereglată la cap. Deci, în pat cu Sevi, poate te mai reglezi, ca să nu zic regulezi. Că vorbesc curând. Și stai că mă duc să-mi iau Canada. Așa. E dereglată foarte. Cum? Fofolanca e dereglată. Cum? E cea mai dereglată fată. După aceea, când ne-a dus ăsta bani, imediat i-am dat la fată și mai și mă împrumutasem de la un băiat, vreo 200 de lei. Tot nu ne-a venit. Cât dracu să-ți ajungă, nu știu, era un pachet de țigări atunci. Și am ajuns să mă cer cu Mihaela. Mihaela era terifiată. Mamă, dar nu juram pe aia, mă înjura și ea. Aia a fugit în curte așa, ca animalul. Că a zis, mamă, mă înjură ăsta, i-am și eu rost să-mi bag pula. Futu-ți, mă! Pe cine iubeam eu mai mult, pe aia un jurat. Muista, dracu, futu-ți morții, mă, aia, la bagiu, urât! Că cam aș pe fața ta, ce-mi zicea și aia, dar a fugit, a părăsit terenul. Am luat eu cataroaie după jos să dau în față. Nu vrea să dau, chiar nu vrea, că dacă o țineam, eu o rupeam. Cataroaie de alea mari, aruncam în față. Ăia din spital, bineînțeles că ne-au văzut că se uitau alea, dar le era frică. Bă, nebunul, cine știe ce pula mea, ne dă un cataroi pe un geam. Bine că au tăcut aici, bă, lasă-i în pace pe nebun. Și omoare între ei, după aia îi legă în pat, în pula mea. După aia a văzut că ne-a calmat. Ne-am îmbrățișat, am pupat-o, te rog, iartă-mă, pula mea, mi-a mai tăcut dracii. Aia avea dracii mie, aia aveam dracii mine. Deci, pitulicea, chiar ai reușit să mă faci să mă cer prima oară cu ea. Dar oricum a putut, după aia, până la urmă, a reușit pitulicea. Pizdulicea, nu-i mai zicem pitulice, zicem pizdulice. Pizdoc. Așa ai pus să se porecla o vecină lui o fată. Deșteaptă. Pizdoc. De acum preiau porecla lui aia și zic lui sora mea. Pizdoc ești, bă. Ești pizdoc. Cum? Chiar cel mai tare pizdoc după planetă. Gândești doar cu pizdocul. Cred că ți-a intrat creierul în pizdoc. Cred că aici la mansardă tu nu mai ai nimic. S-a atrofiat. Cred că e o gâlmă de aia mică așa. Și stă într-un lichid ăla așa. Se bălângă. Și atunci până la urmă a venit și ne-a dat câteva milioane. Le-am putut să supraviețuim. După aia îi dădeam la fată telefoanele. Și acum ar trebui să-i dau telefoanele în continuu. Să-i aduc aminte ce trebuie. Fata are doar memoria de scurtă durată. Există fată memorie de scurtă durată, de medie durată și de lungă durată. Nu știu. Oare doar pe aia de scurtă durată? Tot timpul trebuie să-i dai telefoanele la fată să-i zici. Ea nu știe că trebuie niște țigări. Îmi trebuie niște dalea, niște haleală, nu porcării de-astea. Vezi? Iau. Originalos. Iau. Mamă, să-ți bași culoarea. Îmi trebuie. Da, pizdocul, gândește cu pizdocul. Eu cu puloc.
cu bolobocul, nu știu. Baga aia de nivel, nu știu ce pula să-i fac. Pizdocul e pizdoc. E cum, stai puțin, am văzut eu într-un magazin de femei. De fapt, ești pe internet, e femeia ideală, de fapt eu cred că surma e femeia ideală. Are doar pizdă și țâțe. N-are cap, nu-i trebuie cap, nu-i trebuie picioare, nu-i trebuie mâini, pizdă și țâțe, așa, o pizdă lângă niște țâțe. Atâta e, pizdă cu țâțe. De ce? Are și țâțe, avea lapte în ea toată... Păi, bă, lasă-l pe la țărcă-l mai repede, că-l termin. Mamă, i-a dat la subt la băiat, mamă, cred că... Mamă, sunt mă mică. Dar acum s-a făcut return to innocence. Vorba lui Vacanța Mare. S-a refăcut iar copil. Când o auzi, mămițica, marișica, căcășica, se duce la mămițica, zice, mămițica, vreau încă o căcășica. Ce? O căcășica? Vreau încă o căcășica. Ce să faci, fată, cu atâtea căcășici? Vreau căcășica. Și până la urmă a trebuit să-i dau la 200 de mii înapoi. A trebuit pula mea să vedem cum facem. Am mai băut și eu câteva chile de vin, recunosc. Le luam, le băgam așa, le tiram și... Uuuu, la băiat! Dă nervii capului struncinați! Și după aia eu stăteam la bărbați, aia stătea la femei. Mihaela. La un moment dat se îmbolnăvise. A trebuit să mă duc eu să iau mâncare, să-i dau mâncare de aia. De aia de spital. În sfârșit nu conta. Hrăneam fata, a trebuit să o trezesc, stătea așa în trans. Și ziceam, deschide gura, aia acționa la comandă, atunci era decerebrată, avea momentul ăsta, deschide gura, înghite cu grijă, înghitea. Ziceai că pula mea trebuia să gândesc pentru ea, într-adevăr, și după aia am scos-o din chestia. Am trecut prin momente pula mea de iad. Dar fetilii era fetilii. Mămițica, mămițica, și acum dacă îi dau ei telefon, îi întrebă mămițica. Nu mai întreba, zic că vrei încă o căcășica. Ia și căcășica asta. Ce mai vrei? Pula mea. Vrei și pula mea? N-am cum să-ți dau pula mea, că e sora mea. Mâncamea-i căcatul. Căcatine, te iubesc, căcatine nu găsesc.